bine ați venit în grădina cu idei. Încă de la început vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de mine ieri în primul meu live. Sper să am curajul să mai fac încă un live, poate peste câteva săptămâni, peste câteva luni când mă voi întoarce din România. Și sper că atunci să putem vorbi mai pe îndelete, mult mai multe lucruri, pentru că vă dați seama, fiind la început, cu siguranță a fost și o mai neîncrezătoare, au mai făcut câteva greșeli pe aici pe acolo, dar, mă rog, așa e la început, pas cu pas. Încetul cu încetul se învață alfabetul, iar încetul cu încetul voi învăța să fac și eu live. Noroc că am avut-o pe Teo alături de mine. Trebuie să recunosc că mi-a fost de un real folos. Oricum, lăsând treaba asta deoparte, aș vrea să trec la subiectul de astăzi, care este meniul, da? Vom face împreună meniul pe săptămâna care urmează. Ce-i drept, clipul ăsta o să apară un pic mai târziu, pentru că astăzi, dimineața de astăzi a fost super ocupată și n-am avut când să concep acest meniu, așa că îl voi face acum împreună cu voi. De fapt, nici nu-i prea târziu, e în jur de ora 12 după amiaza, dar oricum săptămâna are 7 zile, așa că trebuie să găsim meniu, să găsim felul de mâncare pentru 7 zile, nu? Pentru toată săptămâna. Așa. Și repet încă o dată, vă spun că noi nu mâncăm felul 1, felul 2, deci pentru fiecare zi stabilim masa de prânz și masa de seară. Ok, acum ne apucăm de treabă, evident. Pentru luni m-am gândit să fac tot fasole, că deja v-ați dat seama, soțul meu este un mâncător de fasole, îi plac foarte mult fasole, așa că dacă săptămâna trecută am gătit o mâncare de fasole cu cârnați, săptămâna asta voi face o ciorbă de fasole, așa ca să fie mai variată mâncarea. Deci voi face ciorbă de fasole și probabil voi găti pentru prânz sau pentru cină. Cred că pentru cină, că e mai ușor, voi face niște ochiuri. Astăzi gătesc foarte, foarte ușor, foarte lejer, ochiuri cu, probabil, cu o salată de varză, pentru că mi-a mai rămas varză de săptămâna trecută. Ok, și să vedem pentru marți ce am în plan, ce voi găti pentru marți. Vă tot spun eu de multă vreme că vreau să fac acea ciorbă de salată. Mi se pare atât de ciudată această mâncare, nu mă pot imagina salata decât făcută cu oțet, cu roșii, mă rog, salata. Dar ciorbă, niciun caz. Dar mă tentează ideea și cred că o să o încerc, iar când o să o fac, cu siguranță o să și filmez. Vreau să mai spun că am filmat și rețete de săptămâna trecută, cum ar fi, știu, o mămăligă cu brânză sau cuscus la cuptor cu legume, chiar și scalopi. Binele le-am filmat și o să le adaug după ce termin de făcut meniul pe săptămâna aceasta. Deci, marți voi face ciorba de salată și mă gândesc eu că aș putea să fac, am mâncat atâtea lichide, nu? Am mâncat și luni ciorbă de fasole, fac și ciorbă de salată, să fie ceva mai solid, probabil că marți voi face șnițele. Deci rețetele care le voi face marți va fi ciorba de salată și șnițele. Ok, săptămâna asta se pare că va fi o săptămână de salată și de cartofi, pentru că m-am gândit ca miercuri să fac o salată de cartofi. O salată de cartofi, o tip salată orientală, așa, și voi face și o pastă cu pesto. Pesto este un sos prin care se folosește mai ales busuiocul. Are o aromă deosebită acest pesto. Nu place la toată lumea pentru că are un danf puternic. Mai ales aici italienii îl preferă, sosul acela de pesto fără usturoi. Însă noi, fiind români și fiind obișnuiți cu usturoiul, vă dați seama că ne place mai mult acesta cu usturoi. Pasta cu pesto, nu suntem în familie toți mari amatori de pesto, însă probabil că cei care nu vor mânca pesto îl voi înlocui sosul cu altceva, ragu sau știu, vom vedea, poate chiar va rămâne pasta în bianco, adică fără nimic. Deci ca o concluzie așa, pentru miercuri avem salată de cartofi și pasta cu pesto. Ok, și să vedem acum ce vom găti pentru joi. Pentru joi m-am gândit să introduc un aliment pe care nu l-am mai gustat de mult, și anume e vorba de pește. N-am mai gătit de mult pește și voi găti probabil pește la cuptor.
Nu știu dacă va fi pește proaspăt, mai precis cred că va fi din ala congelat, pe care l-ai cumpărat de la Lidl probabil, pentru că acolo mergem noi mai frecvent să facem cumpărături. Deci pește la cuptor, cu probabil o garnitură, voi vedea cu ce fel de garnitură și ca alt fel de mâncare, tot ceva așa mai lejer, peștele, vă dați seama, e o mâncare destul de ușoară, destul de lejeră. Cred că voi face caprese. Caprese e un amestec de mozzarella cu roșii, condite sau, mă rog, de suprapreselat un pic de ulei de măsline, sare, piper, fiecare după gust, dar mai bună și mai gustoasă este, bineînțeles, mozzarella de bivoliță. Și cred că asta voi face joi, pește la cuptor și caprese. Ok, iată că ne am ajuns și vineri. Vineri cred că o să gătesc cartofi. Vă spuneam eu că e săptămâna cartofilor. De fapt, cartofii când e să mâncăm așa mai dietetic, mai de post, sunt în top. Așa că voi găti cartofi prăjiți probabil cu ce? Cu ardei copți. Ardei copți. Voi cumpăra de la Lidl ardei de copt și voi face cartofi prăjiți cu ardei copți, cu un pic de oțet, așa, un pic marinați și probabil voi găti și o supă cremă de mazăre sau de broccoli. De mazăre, cred că e mai consistentă. Deci, pentru vineri, supa cremă de mazăre și cartofi prăjiți cu ardei copți. Și sâmbătă, am ajuns la ziua de sâmbătă, când gătesc foarte lejer, o mâncare ușoară, nu-mi place să stau mult în bucătărie, mai ales sâmbăta, cel mult sau să gătesc ceva dulce, un desert, dar pentru mâncare sâmbăta îmi iau concediu, așa, și m-am gândit că sâmbătă aș putea să gătesc o pastă. Săptămâna asta mai puțină pasta am mâncat, așa cum vom mânca, nu că n-a trecut încă săptămâna, vom mânca pasta și m-am gândit să fac o pastă. Nu știu dacă să fac o lasagna, ori o să o gătesc în casă, deși tare mă tentează să o cumpăr, gata făcută lasagna, dar cred că pastă va fi pentru sâmbătă și pe seară cred că voi face niște carne la grătar, niște piept de pui la grătar. Nu sunt încă decisă. Chiar nu știu ce aș putea să fac. Nu, parcă nu. Deci e simplu de făcut. O pun pe grătarul ăla să coacă și la revedere, dar parcă aș mai vrea să fac altceva. Involtine. Tot cu carne, involtine. Am eu, parcă pe canal am făcut, v-am arătat cum fac feliile de carne de vită subțire sau de pui, în mijloc cu puțină șuncă afumată și cu ceva brânzică, înfășurate în felii subțiri de bacon și apoi puse în cuptor cu un pic de bere sau cu un pic de vin. Mi se pare că am eu, am să caut, să văd și dacă găsesc clipul respectiv, o să-l pun probabil pe aici pe sus, dar cred că asta voi face, involtini la cuptor voi face, involtini, nu știu cum să le spun, rulouri la cuptor și lasagna sau oricare altă pastă. Eu zic că lasagna, dar voi vedea atunci până sâmbătă mai este. E posibil să mă și răzgândesc. Dar în principiu asta cred că sâmbătă voi face pastă, lasagna, să zicem, și aceste rulouri, aceste involtini de carne. Iată că am ajuns și duminică. Duminica este ziua mea preferată. Pentru că stau foarte puțin în bucătărie, adică spăl vasele, atâta, strâng masa și așa mai departe, dar de gătit gătește soțul meu. Însă duminica asta va fi și el norocos pentru că nu va mai găti, pentru că vom merge la restaurant. Cu toții avem invitați pentru că sărbătorim atât Sfântul Neculai care a fost și bineînțeles a fost și ziua soțului și vom sărbători și ziua băiatului care împlinește 16 ani pe 17 decembrie, așa că vom face 2 în 1, da, o sărbătoare 2 în 1 și o vom sărbători pe 15 duminică. Bineînțeles, așa cum vă spuneam, vom merge la restaurant și nu voi mai găti nici eu, nici soțul, duminica asta vom fi liberi ca pasărea cerului, ca păsăricile cerului, nu vom mai găti nimic, dar o să mâncăm pe sărbători.
alăturate pentru că mergem la celebrele restaurante chinezești care sunt răspândite pe tot mapamondul, unde gen all you can eat, adică mănânci ceea ce poți, cât poți, ce vrei și vom fi salvați și eu și soțul meu duminica asta. Dragii mei, eu închei aici pălăvrăgeala, dar urmează imediat rețetele pe care le-am făcut săptămâna trecută. Nu uitați că săptămâna asta voi încerca celebra nemaipomenită, nemaiauzită pentru mine ciorbă de salată. Sper să-mi iasă și eu vă salut cu foarte mare drag. Nu uitați că ne vedem și mâine. Mâine avem un alt clip, un alt vlogmas. V-am pupat, dragilor! Nu punem prea multă, că să fie prea tare. Să amestecă cu brânza preparată. În general, trebuie brânză moale, însoțită de gorgonzola. Neapărat gorgonzola și neapărat să dai pe aragaz, nu? E bine, e posibil să mâncare și stropi, asta e problema. Bine, trebuia pus câte un pic la feleacă și pe rând, da? Eu m-am grăbit. Ca l-am surat. Ca l-am surat, te-ai grăbit? Aha. Da. Și acum stopește brânza. Stopește brânza, mestecă ușor. Dar trebuie mult să ai gorgonzola sau poți să fii și alte brânzeturi? În general, brânză moale. Da, bine. Dar gorgonzola dă un gust mai... deosebit. Da. Deja mi-a trage... Deci nu numai gorgonzola. Mă spun la ce de brânză... Ai. Moale, nu tare. Tipo, eu am pus acum gorgonzola și brie. Poți să pui caciota, poți să pui... Ei, mă rog, acum. Fontal. Sunt o grămadă de brânzuri aici în Italia. Brânzeturi. Da. Brânzuri. O grămadă de brânzuri. Da, tatăl și-a făcut o leacă de cocoloasă. De asta ai făcăleț în inventar ca să mestici. De asta, zici? Bine, asta nu chiar făcăleț, dar... Vita mai lingura. Mie nu-mi place brânza, mă mălingă decât așa, făcută cu brânza, altfel nu... Da, și nu făcută de tine. Și nu făcută de mine, ai dreptate. Da, dar bine, mi se oferă posibilitatea să mănânc brânză cu mămăligă, gata făcută. Da. Uite, acum, de exemplu, am mai trebuit leacă îngroșată. Da. Având în vedere că făina asta este o făină care se coace foarte repede, poți să mai adaugi un pic. Dar dacă nu este făină care se face repede, nu e indicat. Nu e indicat. Nu. Asta, de exemplu, zice că se coace în 3 minute. 3 minute nu prea cred eu, da? Oricum, față de alta care te somește jumătate de oră. Dar tot mă uit la pata asta de mămăligă fiară gaz. Lasă care cine știe să fiargă. Da. Da. Bună, dragii mei, astăzi este miercuri și gătesc, așa cum vă spuneam, cuscus cu legume la cuptor. O să vă arăt imediat ingredientele, dar vreau să vă spun din start că rețeta este extrem de simplă, extrem de lejeră și la îndemâna oricui. La îndemâna oricui are cuscus în casă, evident. Așa, haideți să vă arăt ingredientele și apoi mă apuc de gătit. Ok, astea sunt ingredientele, un ardei gras, o vânătă, un dovlecel și cuscusul. Da? Așa arată. Trebuie să respectați exact câte minute trebuie lăsată în apă. Aici spune că 5 minute. Deci dacă pui 20 de grame, 50 de grame de cuscus, trebuie să pui tot atâta volum de apă. Deci cât cuscus, atâta apă și trebuie lăsat nu mai mult de 5 minute.
apă nu clocotită, apă caldă, da? Nu clocotită, sare. Eu le voi face la cuptor, așa cum vă spun, și mi-am pregătit aici o tavă. Și ce se întâmplă? Voi tăia toate legumele astea, bucățele cât mai mici, cuburi, și apoi le pun frumos în cuptor. Cu un pic de sare și cu ulei de măsline am acolo. Și le lăsăm, mă rog, până se moaie, 20, jumătate de oră, cât considerați voi. Așa, am uitat să vă mai spun, cuscusul, deci după ce legumele sunt gata, cuscusul îl puneți la fel într-o tavă, într-o tigaie, într-un castron, peste care turnați apă călduță la temperatura camerei sau mai caldă un pic, dar e recomandat, aici e interesant, e recomandat să puneți, eu voi pune supă, pentru că acum fierb o găină pentru mâine, să fac o supă, nu fac supă de pui, că așa aveam mâine, să fac supă de găină, mă rog, e același lucru, dar toată zeama asta o voi turna peste cuscus și va da un gust, un surplus de gust, da? Thank you.
Ok, iată și ingredientele pentru scalopine. Avem nevoie de felii subțiri de carne. Eu am aici carne de vițel, partea de șold. Feliuțele trebuie să fie destul de subțirele ca să se prăjească bine. Apoi avem nevoie de frunze de salvie. Eu le-am rupt de pe crenguță și le-am și spălat în același timp. Apoi avem nevoie de făină, pentru că vom da feliile de carne prin făină pe o parte și pe alta. Unt și, bineînțeles, sare. De asemenea, deasupra voi stoarce, după ce sunt gata, bineînțeles, după ce le voi prăji pe toate, voi stoarce zeama de la jumătate de lămâie. Și ce ne rămâne de făcut decât să ne apucăm de treabă. Thank you.